Da, mi s-a schimbat foarte mult, deoarece atunci când eram mai mică, consideram că doar bărbații ajung acolo, doar băieții pot să fie programatori, să creeze jocuri, să se ocupe cu zona calculatoarelor. În schimb, mi-am dat seama că și fetele pot face orice pot face bărbații, și nu doar în tehnologie, ci și în alte domenii. Da, cred că fetele ar trebui să învețe programarea. Că n-ar fi prea cool ca doar bărbații să învețe programarea. Foarte frumos! Mi s-a părut foarte frumos pentru că ne-ați dat ocazia să explorăm mediul online. Da, mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult și mi s-a părut interesant deoarece nu am mai văzut oameni care încurajează și fetele pentru a lucra în tehnologie. Normal că recomand acest program și altor fete, pentru că suntem într-o lume în care tehnologia avansează zilnic cu mult și cu timpul vom realiza că tehnologia ne poate ajuta foarte mult și putem avea un job foarte stabil și să lucrăm de oriunde și să ne împlinim visurile cu ajutorul acestei tehnologii. Recomandăm părinților să încurajeze fetele ca să fie cele mentore pentru alți copii. Nu știu, asta am să-l las pentru când o să cresc mai mare, dar pot să spun că da. Mi-ar plăcea să lucrez în tehnologie. Când eram mai mică, am pornit de la ideea că aș dori să devin artistă, doar că mi-am dat seama că mediul artistic nu este neapărat potrivit pentru mine și doar interesele mele sunt spre aceea zonă, dar abilitățile nu prea mă ajută. Și cu timpul am realizat că materiile exacte sunt făcute pentru mine și aș dori să urmez ceva în IT sau în programare.